Promovarea unor proiecte destinate învățământului universitar a fost tema unei întâlniri la care au participat reprezentanții Asociației Comunitățile Locale Riverane Dunării și ai mediului academic prezenți la Giurgiu la invitația deputatului Florian Nicolae. Cu această ocazie a fost reliefat faptul că Giurgiu este un reper important pentru promovarea și dezvoltarea unor proiecte educaționale de nivel european. Deci în contextul strategiei SUERD a Dunării, conectarea la proiectul educațional mai larg pe care l-a inițiat Academia Europeană a Dunării de la Ulm, Germania, împreună cu Universitatea Stanchev din Ruse, ar putea să adauge Giurgiu în această placă turnantă în care se intre și universități importante care sunt deja copartenere în proiectul european, și anume Ungaria și Serbia. Participanții la întâlnirea de la Giurgiu au menționat cu precădere implicarea deputatului Florian Nicolae în susținerea unor astfel de proiecte. De altfel, astfel de acțiuni au mai avut loc tot la inițiativa deputatului giurgiuvean. Noi sperăm ca să găsim un ecou destul de important prin sprijinul și pilda personală a domnului deputat și prin contribuția de excelență a Academiei Române, ca să generăm un lucru care să relanseze și setea de înțelepciune și capacitatea de pregătire a tinerilor care să iasă astfel din ațipire, din letargie și să intre într-un flux de a vedea mult mai proiectual, mult mai antreprenorial propria lor formare profesională. În cadrul întâlnirii găzduite de către deputatul Florian Nicolae, academicianul Alexandru T. Bogdan a vorbit la rândul său despre un concept revoluționar și anume bioeconomia. El a anunțat că discuțiile au fost purtate și pe marginea înființării grupului de inițiativă profesională pentru bioeconomie din România.